Pamflet. Bine m-am găsit, prieteni. Nu e chiar un moment de reculegere, dar vreau să începem totuși cu o chestiune pentru care suntem indignați în numele jurnalismului, sigur, și în numele meseriei pe care unii o fac. De ceea ce am văzut astăzi într-un filmuleț, o să-și arătăm câteva imagini, nu sunt de la înmormântarea Varanului, sunt pur și simplu de la ambasada Franței la București, iată-le. Acesta este cioclul Antenei 3, tovarășul Gâdea, ăla de nu se vede de coroana de flori e domnul Ursu, lipind pur și simplu de zidul ambasadei Franței o coroană de flori în memoria celor doi reprezentanți ai RFI morți în Mali, Ghislaine Dupont, jurnalistă, și Claude Verlon, tehnician, pe care până la urmă reprezentanții Antenei 3 i-au făcut jurnaliști. Claude Verlon nu era jurnalist, el ridica semnalul la satelit, ca să folosim o expresie utilizată și la noi, confecționa corturi, pregătea sunetul, era unul dintre cei care se ocupa cu tehnicul. Probabil că ați auzit de acest incident care s-a petrecut undeva în zona de conflict din Mali, unde jurnaliștii de la Radio France International activează la greu. Ghislaine Dupont avea 40 de ani de carieră, intrase la RFI în 1990, de 25 de ani, practic, era o voce extrem de importantă acolo. Pot să spun că adolescența mea s-a desfășurat cu vocea lui Ghislaine Dupont, pentru că am învățat limba franceză și ascultând Radio France International, nu ca mortăciunile astea de la Antena 3, care n-au nimic de a face cu jurnalismul, n-au nimic de a face nici cu zonele de conflict, n-au nimic de a face cu adevărul. Ei s-au dus ca niște cioclii, denaturând practic acest moment, pentru că nu-i chemase nimeni. Ei nu reprezintă jurnalismul, ei nu reprezintă niciun fel de breaslă, ei sunt niște dezinformatori, niște manipulatori, niște escroci la drumul mare, care au profitat incognito așa de acest moment pentru a mai murdări un pic ideea asta de jurnalism la nivel internațional. E ca și cum Emil Bobu, pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, desigur, s-ar fi dus să depună o gerbă de flori, cum se spunea atunci, la zidul Berlinului. Deci, impietate mai mare nici nu există, față de niște oameni care își făceau meseria. Nu sunt niște eroi. Jurnaliștii nu sunt eroi nicăieri în lume pentru faptul că sunt asasinați fără voia lor pe câmpul de luptă. Da, este problema radiourilor internaționale, da? Că trimit oameni în zonele de conflict ale planetei, că se duceau să dea peste, să facă interviuri în zone de conflict cu rebeli, cu islamiști și așa mai departe. Asta este munca jurnalistului. El nu este un erou dacă este învins, executat, măcelărit într-un astfel de teritoriu. Da? Dar să te duci tu, să te dai mare, tu care nici nu știai cine sunt, dovadă că puteți să urmăriți pe YouTube filmulețul respectiv, duduița aia de la Antena 3 care prezintă știrea, pentru că ei nu se duc singuri acolo. Noi fac acest lucru tocmai ca să știe toată națiunea că, uite, Antena 3 este solidară cu jurnalismul internațional. Bânzilă sau Bârzilă o cheamă pe duduiță și care spune că Claude Verlon era un foarte bun jurnalist. Nu era jurnalist, încă o dată vă spun. Voi habar n-aveți cine sunt ăștia. Dar numai că nu sunteți interesați, nu știți ce e aia politică externă. Ați auzit voi de Mali? Știți ce înseamnă zona aia de conflict acolo? Habar n-aveți cine luptă acolo. V-aș scoate și eu la intervalul mare să vă pun 3-4 întrebări escrocilor. Da? Ca să mă convingem dacă într-adevăr ați făcut gestul ăsta că sunteți în cunoștință de cauză sau doar așa ca să dea bine. Sau, sigur, a treia variantă pe care, dacă vreți, o privilegiem, este faptul că v-ați pregătit pentru îngropăciunea aia la care chiar va trebui să aveți fețele astea de carantină. Da? Pentru că atunci când moare tătucu, ăla al vostru va trebui să fie jale mare. Nu de alta, dar poate vă lasă ceva. Da? Poate dincolo de lentila aia să mai rămână ceva. Au uzurpat încă o dată ei care nu sunt ziariști. Nici Gâdea, nici Badea. N-aveau ce să caute în astfel de momente. Ei nu anunțaseră pe nimeni la ambasada Franței. Nu-i aștepta nimeni acolo. S-au dus și au văzut, încercau să împingă de zidul ăla
o falsă coroană de flori până la urmă. Să știți că în viață nu poți să faci orice. Da? Și există chestiuni pe care n-ai dreptul să le faci. Adrian Păunescu, dacă se scoală din mormânt, că tot să împlinesc mâine 3 ani de la moartea lui, dacă se scoală din mormânt mâine dimineață, n-are voie să pupe steagul Uniunii Europene sau al Statelor Unite. Chestia asta n-ar avea dreptul să o facă niciodată, nici în viață, nici în moarte, pentru ceea ce a făcut în viața lui, da? Așa și acești oameni, care sunt niște tâlhari la drumul mare, nu niște jurnaliști, și care n-au dreptul să se ducă, nici măcar să aducă un omagiu unei jurnaliste și unui tehnician care au căzut pe câmpul de luptă în Mali. Dar timp cât ei nici nu știu ce înseamnă lucrurile astea, da? Ei făduc, sunt niște pupincuriști care fac cu totul altceva decât făceau respectivii. Aia se duceau și relatau din cele mai periculoase zone ale globului. Ghislain Dupont, Kinshasa, RFI, este o replică așa pe care o aud în urechi în fiecare seară. Da? A relatat femeia aia 25 de ani din Africa. Ghislain Dupont, Libreville, RFI. Ghislain Dupont, Kigali, RFI, Bamako, RFI, toate capitalele Africii treceau așa prin minte. Nu e cazul acestor coate goale care s-au dus și ei să fie văzuți. Dar uite, bă, ați văzut? Și lumea acum îi înjură pe ei. Oamenii ce răi sunt. Uite, ei de fapt sunt atașați cauzei. Nu, domnilor. Nu, doamnelor, nu sunt atașați niciunei cauze. Sunt niște impostori. Da? Și exact de asta au și făcut-o. Erau îmbrăcați ca niște ciocli. Știți voi, mă, ce înseamnă acolo bătălia aia în Mali? Știți pentru ce să bată aia? Știți care sunt țările care combat acolo? Nu știți nimic din toate chestiunile astea. O să intrați acum repede să vă uitați pe YouTube ca să găsiți și voi două, trei, dar așa nu le rețineți, nici așa. Asta am vrut să punctăm în startul emisiunii. Dacă Emil Bobu n-a avut ocazia asta în viața lui lungă, așa cum a fost, încă mai trăiește, poate la ora asta ne și urmărește, e liber, nu-i așa, într-o țară democratică, uite că lui nu i-a ieșit. Sau poate nici nu i-a dat prin cap, pentru că n-avea un spirit dintre ăsta extraordinar de întreprinzător, dar dacă ar fi fost marele dizident, măcar cu câteva zile înainte, ca Laszlo Tökes să-i pună cruce Revoluției de la Timișoara, să vină și să ne spună, domnule, am fost la Berlin, acolo unde am simțit eu că să crapă zidul ăla ca un joc de domino și am pus o coroană, dar în onoarea capitalismului. Deci spre Berlinul de vest am orientat-o, nu pentru Est-Berlin. N-a putut să o facă. Ei bine, uite că 24 de ani și jumătate mai târziu au făcut-o Gâdea, Ursul și Badea pentru niște lucrători în presă, să le spunem așa, de care n-au auziseră niciodată, pe care nu-i cunoscuseră niciodată, care nu-i auscultaseră niciodată, da? Dar s-au trezit și ei ca musca în lapte, că sunt parte din această presă a lumii care luptă pentru adevăr. Avem astăzi în continuarea ideilor de presă liberă și democrată ziare din Indonezia și Malaezia, fraților. Începem cu Jakarta Post, care apare în capitala Indoneziei. Atenție, ziarul nu ne-a fost trimis așa cum ar fi fost firesc de Dana Săvuică și dintr-un motiv destul de simplu. Știți că Dana Săvuică a avut tatăl ambasador în Indonezia într-o perioadă. Titlul mă interesează să-l postăm, da? Aceasta este, ca să nu capă nicio îndoială de unde provine. Iată Cristiano Ronaldo, că și ei vorbesc despre sport. Îl văd aici, un pic mai jos, ai Pellegrini de la Manchester City și lângă el Mourinho, da? Și aici o imagine din campionatul Spaniei. Cristiano Ronaldo într-un meci cu Juventus din Champions League. Bun. Ideea este că Dana Săvuică nu ne-a trimis aceste ziare. Știți din ce motiv? Nu eram cunoscuți la vremea când ea cocheta cu Jakarta, cu Bali, cu Sumatra, cu Borneo, cu Sulawesi și pe unde s-o mai fi plimbat ea prin Indonezia. Poate chiar a fost în Timorul de Est. Pe vremea aia nu era stat independent. Poate că a ajuns și la Dili, acolo, capitala Timorului, și-o fi făcut niște poze, pe care după aia, dacă ar fi putut, le-ar fi pus pe Facebook. Da, cum n-a putut, le-a ținut în mapă. Dacă eram cunoscuți, dacă eram celebri pe vremea respectivă, Dana Săvuică ne-ar fi trimis niște ziare din Indonezia, că așa sunt femeile. Cum nu eram cunoscuți, nu ni le-a trimis. Bun, mai avem un Jakarta Post aici, în care o să vedem că vremea lui Suharto nu s-a îndepărtat chiar de tot de Indonezia. Businessul paralizat,
și niște manifestații teribile, da, într-una dintre țările, cea mai importantă țară musulmană de pe glob, să nu uităm, Indonezia, o țară de unde cutremurele pleacă peste tot în lume, cum vin pachetele cu ziare pentru noi din toate continentele. Indonezia are cea mai mare placă tectonică posibilă. Acolo a avut loc faimosul tsunami din 2006, parcă, când s-a dus viitura până în Kenya și Somalia și a omorât niște vite. Am mai primit niște ziare din Malaezia. Să știți că e înșelătoare prima pagină din New Straits Times. Ai zice că e o clădire din Piața Romană. Ei bine, nici vorbă. Arată într-adevăr destul de ponosită. Nu știu cum a rezistat la un cutremur. Malaezia nu e chiar atât de afectată de zona seismică din Indonezia. De valul de tsunami ar putea să fie, deși data trecută n-au fost chiar ravagii, din câte țin eu minte. Malaezia, fraților, este însă un tigru economic remarcabil, fabulos. Uite ce vedem noi răsfoind acest ziar. Ceremonia, trebuie să vă arăt neapărat, de înmormântare, că toți suntem la momente triste, a lui Napoleon cel Roșu, prietenul nostru în Nguyen, care a murit la 102 ani, prietenul lui Ho Chi Minh, îngropat la Hanoi, și o imagine de la, așa arăta catafalcu, uite, acolo cu steagul Vietnamului, bineînțeles, toată armata roșie a vietnamezilor care îl susținea. De atunci ei sunt în doliu național, evident, o dramă. Deci om avea 102 ani, cel care a învins colonialismul francez în Indochina și i-a alungat și pe americani, a mai vorbit despre chestiunea asta. Deci două ziare din Malaezia, ăsta este cel de-al doilea, așa arată un șerif în Malaezia. Și acum, dacă mai vreți să mai facem și un pic de cultură generală, o nee à la barbe de tous ces crétins d'Antena 3, așa, Malaezia mai este pentru ceva cunoscută pe planetă, fiind una dintre cele două țări unde există urangutani în libertate. Cealaltă fiind chiar Indonezia, pe care v-am arătat-o un pic mai devreme. Aici sunt niște imagini din Bali, pe ultima pagină. Deși Baliul este în Indonezia, asta nu împiedică pe cei din Malaezia să scrie și despre asta. Da, ăsta e un ziar malaezian, totuși, dar probabil care se distribuie în insula Bali. E bine, acolo mai ajung și români, nu este o destinație chiar atât de improbabilă pentru noi, deși se află la vreo 12 ore cu avionul dinspre Europa de vest. Bun, cam asta ar fi pentru ziarele pe care le-am primit de peste mări și țări. Avem și la noi, să știți, o presă care insistă mâine, 5 noiembrie, pe destituirea lui Dan Pascariu. Uitați-l aici, l-aveți în toată splendoarea lui. Înainte să pună laba pe tarom sau să pună tarom pe butuci, depinde cum vreți să o luăm, a fost destituit. Se spune în evenimentul zilei că prăbușirea Bancorex, o performanță a acestui banchier în anii 90, dacă vă mai amintiți, nu s-a mai repetat, întrucât ministrul transporturilor Ramon Amănescu ar fi intervenit, evident. Să simte și mâna lui Rareș Mănescu. Când spui Ramon Amănescu, spui transporturile din toate timpurile. Practic, ea este doamna transporturi și nu numai la noi. Este o chestiune de universalitate. Asta evident că l-a pus cu botul pe labe pe Pascariu. Ceea ce nu știe Madame Mănescu este că la tarom, până când nu se va închide, vor fi numai și numai escroci și potlogari. Pentru că miza este atât de mare. Uitați-vă la TVR. Da? Credeți că va avea vreodată o conducere de oameni corecți? Niciodată. N-ai de ce. Credeți că în România va veni cineva după Ramona Mănescu, da? Când care să facă ceva pentru transporturi? Nu. Nu există nici cea mai mică miză. Adică ce? Oamenii ăștia să vină să facă pentru alții? Fac pentru ei, desigur. Acolo, da. E în regulă. Pentru familia lor, pentru cei dragi lor. Da, nu pentru țară. Dar nu s-au născut ei după ultima ploaie. Ar fi și o premieră. Ai intra, cum să spun, de râsul palierului unde locuiești. De râsul străzii pe care stai. Păi ar spune, bă, tată, dar ce, tu ai fost primul care n-ai fost în stare să mai fură o stradă? Cum ți-ai permis tu să... Dar n-au cum.
Asta e doar fâs de aruncat praf în ochii lumii că l-au destituit pe Pascariu. Bineînțeles, n-a făcut nimic. Străinii care au venit n-au putut să lucreze pentru că nu i-au lăsat românii. Vă vedeți ce comedie e la Tarom. Ăsta că interzicea zborurile spre Dubai, că avea el o firmă privată, așa se spune. Și firma lui privată opera destinația Emiratelor Arabe Unite, pentru că pe el nu-l interesa să meargă Taromul acolo. Astăzi, dacă n-ai zboruri la Dubai, nu mai existi. Da? Dacă devii companie aviatică, primul zbor pe care trebuie să ți-l programezi, primul telefon pe care trebuie să-l dai este ori la Dubai, ori la Abu Dhabi, să te programezi aia pe aeroport. Să faci tu un contract acolo, să ajungi în zona respectivă, că dacă nu ești mort. Deci mai întâi de Paris, Londra, Madrid, Milano și așa mai departe, trebuie să vorbești acolo. N-ai cursă la Dubai, ești mort. Păi toate fufele unde dracu să duc? Taromul sigur că avea probleme și cu asta, întrucât la el totul era o făcătură. În Libertatea, pagina 1, în sfârșit, mama lui Gigi Becali, vârstă de 83 de ani, o vedem aici, cu niște portocale. Pe mine mă interesează să vedem ce are în plasă, o pungă ordinară în mână, și m-am uitat, să știți, cu atenție, a cumpărat 2-3 portocale câți bani avea la ea, a mâncat dintr-una și a pus-o înapoi. Se vede la un moment dat și o cojiță acolo, o feliuță de portocală. Probabil că astea vrea să îi le ducă lui Gigi, deci că până la urmă l-a înduplecat pe fecior și acesta o va primi la penitenciarul Poarta Albă pentru prima dată de când este închis. Sfânta zi de 20 mai, să nu uităm, 2013, ziua în care a fost încarcerat Becali. Știu că atât timpul se scurge. Da, puncte, ca la data morții lui Ion Iliescu. Odată este doar un semn de întrebare și secolul. Secolul e trecut 21. În rest, nu avem nicio certitudine. În fine, își va vizita fiul și vom povesti după ce vor mai exista niște elemente, dacă vor mai fi. În Adevărul de mâine, ca să vedeți că Liviu Dragnea nu face politică de pomană, e bine, aceasta este bunăciunea pe care ne-o propune. A trecut pe epoca, era să spun, nu, a trecut vremea Cătălinei Ștefănescu, de aici înainte un politician rutinat. O vedeți acum pe distinsa doamnă, 30 de ani, fostă cântăreață de muzică populară, îi stă bine cu trandafirul PSD-ului la guriță, așa, frumușică, pe numele său Ioana Maria Ardelean. Ea conduce serviciul anticorupție din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, este din Bistrița. Nu cred că mai trebuie să reiau pentru chiar toți telespectatorii vechea vorbă despre bistrițence. O să vă trimit în scris dacă vreți în plică. Nu, chiar nu-mi permit să fiu atât de grosolan la televizor. Noi facem o emisiune de subcultură, dar v-aș spune altfel cam ce se vorbea așa despre bistrițence la un anumit moment. Nu era de rău, bineînțeles, era de bine, dar asta ca să știm unde să o încadrăm pe Ioana Ardelean așa în tabloul politicii românești. Da, nu, doamna Bombonica, să știți că dacă aveți nevoie chiar de toate informațiile, vi le vom oferi la momentul potrivit. Mătușa sa, cântăreața de muzică populară Cornelia Ardelean Archiudean, a inițiat-o în tainele folclorului și garantează că nepoata sa n-a fost angajată în minister pe pile. Bineînțeles că n-a fost angajată pe pile, doar Liviu Dragnea nu se uită la clișee de tipul ăsta. Pentru el, ce e o pilă? Da. Liviu Dragnea trebuie să demonstreze mult mai mult ca să poți ajunge. Avem atâtea exemple până acum. El a fost în stare să dezgroape și morții din morminte, să-i ducă la vot, dar aminte să găsească pe una care să-l reprezinte cu onoare și cu cinste. N-ați văzut ca și spus, trecutul nu mă interesează. Asta e un defect profesional, domnul Dragnea, asta cu trecutul nu vă interesează. Uneori e important să știți și trecutul, dar așa e, când l-ai ridicat pe om din mormânt, sigur că nu te mai interesează trecutul unei cântărețe de muzică populară. Vorba lui Dorel Vișan, filosof, dar o meserie n-ați fost în stare să învățați. Pretenții aveți cu carul. E cam așa și la ăștia. Haideți să ne limităm totuși în a admira o folcloristă care a ajuns să ne vorbească sau să ne cânte despre anticorupție. Uitați-i ca niște lei, această imagine ar putea să facă în conjurul savanei. Ăștia sunt și norocul nostru că există.
N-ar fi trebuit inventați, pentru că, până la urmă, ar fi existat oricum. Nu cred că trebuia să ne grăbim în niciun caz. I-am așteptat suficient, dar uite că a meritat. Ăștia conduc destinele României populare de astăzi, într-o țară în care politica se face în exclusivitate la televizor, deci nu în proporție de 90%, cum e la greci sau cum era într-o vreme la greci. Nu, 100%. Ci în România politica se face numai la televizor, acești doi păreologi o contracandidează, așa să zic, pe, o strâng un pic la mantinelă pe Monica Tatoiu, dar nimic mai mult, sau pe Bogdan Chiriac, nici vorbă. Bogdan Chiriac e pe planeta Marte în comparație cu ei. La a și strâns, tată, nu mai stă să se uite la glumele ăstora. Dar la televizor reușesc, dintr-o glumiță, într-o alta, să treacă fila și să mai dea câte o zi în calendar și să avanseze cum se cuvine. De exemplu, astăzi nu aveam cum să ratăm aceste glumițe. Traian Băsescu își sărbătorește ziua de naștere, 62 de ani. Deocamdată nu este zi liberă ziua președintelui României. S-ar putea să devină la un moment dat, dar nu ziua de 4 noiembrie, ci așa la întâmplare, să zicem, ziua de 3 martie. Ziua universală a președintelui. Soldatul universal, omul care și-a pus practic în slujba țării tot talentul. Zic și eu. Și așa e pe rol. De exemplu, ziua morților, sărbătorită în special în Transilvania la noi, pentru că acolo sunt mai mulți catolici și catolicii țin la sărbătoarea asta, ziua tuturor sfinților, cum o numesc ei, va fi omagiată și la noi, va fi celebrată pe data de 1 noiembrie, s-a discutat deja în acest sens, și vom avea toată luna ianuarie, mai puțin ziua de 26, care era al lui Ceaușescu și aia se va sărbători în sânul familiei. Restul celelalte zile vor fi toate libere, de exemplu de bobotează, da? Vreo două zile ca să poți și reveni, că de bobotează nu mănâncă nimeni bomboane. Și câteva alte variante pe care o să le comunicăm. Sfântul Ioan Botezătorul, de exemplu, 6 și 7, botezul Domnului, da? Asta e altceva, să nu ne încurcați. 6 e una, 7 e cealaltă, deci e nevoie de două zile. 8 și 9 ianuarie se vor lega odată la 2 sau 3 ani de weekend, că asta este ideea, și atunci, practic, de pe 1, da? De pe 1 ianuarie și până pe 10 vom fi liberi. Da? Hai până pe 15 ianuarie ca să nu fie niciun fel de discuție. În codul muncii, în momentul de față, românii au 12 zile libere ca sărbători legale pe an, cele mai puține din Uniunea Europeană. Știți că am mai avut noi un sondaj paradoxal, dar așa se întâmplă. E bine, odată de cu ziua lui Traian Băsescu, eterna chestiune ce i-ați trimis a revenit în actualitate. Jurnaliștii sigur și-au făcut numai și numai datoria, meseria, adică să nu depășească niciodată limitele la care au acces. Și au întrebat pe oamenii politici, i-au trimis lui Traian Băsescu, flori, bineînțeles, crini, a fost răspunsul, pentru că și Băsescu spusese la fel în momentul în care l-au întrebat ce i-a trimis de ziua lui Ponta. I-am trimis niște crini. Ponta i-a întors răspunsul, ca să vedeți originalitate la oamenii care fac politică în exclusivitate la televizor. Băi, a dat cu copy-paste, că nu trebuia să o spun pe asta. S-a întors, a răsucit și a zis, uite, îți trimit și eu niște trandafiri. Pardon, niște crini, a zis Victor Ponta. Nu, asta cu copy-paste mi-a venit așa, n-are nicio legătură. Cum să dai copy-paste la niște flori? Nu, nu e nici el chiar atât de mârlan. Asta ar fi făcut Cristi Borcea, probabil, nu. Victor Ponta avea de unde, de la protocol, mare lucru, niște crini. Da, o singură condiție a avut Victor Ponta când au trimis crinii cu sepepiștii, să ia de acum 2 sau 3 zile. Da? S-a dus și au rugat special florăreasa respectivă să-i dea cei mai ofiliți crini, adică ăia care nu mai durau mult. Să nu cumva să dea niște crini proaspeți, femeia când a văzut că ăia sunt persoane importante și-a dat seama, după cum priveau pe stradă, a zis, acum 10 minute am primit, stați liniștită, doamnă. Ce aveți acolo în lada aia, aruncați deja la coș, ăia să-mi dați, că noi îi ducem pentru o javră. Și, sigur, au împachetat repede, femeia mulțumită că poate să-i vândă. Știți cum s-a întâmplat? Cum era pe timpuri cu scânteia. Când mai venea câte o babă într-un magazin de ăsta de distribuție a presei și cerea ziare de 3 lei. Asta însemna vreo 6 ziare, că 50 de bani era
vremea aia ziarul, și automat vânzătoarea îi dădea 6 scânteia, că ăla să vindea cel mai prost. Și avea și tirajul cel mai mare și bineînțeles că oamenii cumpărau mai puțin. Și atunci repede dădea 6. Totdeauna, dacă stăteai un pic prin chioșcurile alea de ziare, mai mult de o oră nu trebuia să stai ca să vezi cel puțin unul din ăsta care intra, că ziarele erau bune la multe chestiuni în casa omului. Asta se știe foarte clar. Aveau atâtea utilități. Cea mai mică utilitate a ziarului era ăla de a fi citit. Pe vremea respectivă, nicio femeie nu citea niciun ziar. În primul rând că nu înțelegea și doi la mână că nu era pasionată de presă. Eu nu cunosc vreo femeie care să fi citit ziarele înainte de Revoluție. După au devenit toate pasionate, înainte nu citea nimeni. Aveau cu totul și alte ocupațiuni muierile pe vremea respectivă. Și atunci, de exemplu, le foloseau la borcane, le foloseau la împachetat zacuscă, la geamuri și evident la o sfârșit sfârșeau de fapt la closet. Dar bun, e mai lung șirul ăsta, nu mai avem timp acum să-l istorisim pe tot, și dădea 6 scânteie. Așa s-au dus băieții să-i cumpere lui Traian Băsescu crinii, nu că ar fi o nenorocire, că până la urmă florile sunt trecătoare. Gestul este foarte important. Mi-a plăcut însă declarația lui Adrian Năstase, care se află într-o ușoară jenă. O să vă spunem imediat ce a declarat Madame Afurisita. E până una alta, prezent la Înalta Curte de Casație și Justiție, tot cu nenorocitul ăsta de dosar Zambaccian, Adelu n-a putut să scape nici el de întrebarea clasică de 4 noiembrie. Ce-i urați domnului președinte Traian Băsescu? Și Adelu, cu umorul caracteristic, el are umor cam cât are și un pecari în Malaezia, că tot vorbeam ceva mai devreme, trăiesc în Malaezia, porcii aia, cu o dungă așa, niște porci mov, cumva, care au așa o dungă albă, cumva, sunt porcii dungați, pardon, nu pecari, pecarii, făcut o confuzie, trăiesc în America de Sud. Porcul dungat se numește, ăla care trăiește în Malaezia, e un porc așa sur, cumva, și are o dungă albă, l-aveam în minte, l-a confundat cu ăla lor. Pecarii este hrana lor, apa Amazon. Bun, deci să iau porcii adungați și îi sacrifică. Cam ăsta e umorul lui Adrian Năstase, și când a fost întrebat ce-i urați lui Traian Băsescu, el a zis, citez exact, nu-i urez nimic, sunt convins că va avea ceea ce merită în viață. Mai depinde în care viață, pentru că în asta pe care o trăiește, cred că a cam avut destule. Nu știu dacă asta îi mai trebuia lui urarea lui Adrian Năstase. Cam ranchiunos totuși Adelu, deși nu și-a luat porția. În mod normal, dacă trăiam într-o țară civilizată, îi confiscau toată averea, îi băgau nevasta 100 de ani la pușcărie și îi radiau numele din cartea de telefon. Da? Îl mai găseai pe Năstase, vorba lui Jacques Villeray, în Dinet, Con. Nu-l mai găseai la N, îl găseai la Ducon. Da? Deci îl plasau, la, de exemplu, la A. Îl treceau la Adelu, nu-l mai lăsau la Năstase pentru alte mălăele și ăștia care n-au înțeles gluma. Da? Deci îl modificau și acolo. El, ranchiunos, dar pe cine e Adelu? Pe cine, tată? N-ai semnat tu cu mânuța ta și nu te-ai fălit că tu ești cel care a făcut actul ăla de aderare a României la Uniunea Europeană? Prost, Adelule, ai jucat pe o carte proastă, că de acolo ți se trage. Las-o asta cu Băselu. De acolo se știe, Adelule. He, voi sunteți cu China, știu. Nevasta cu China, tu cu China, ci că sanitarele sunt totuși din Italia. Păi vreți să vă spun ceva, dragi prieteni? Chiar așa de proști nu i-am crezut. Îi știam lacomi, îi știam hapsâni, îi știam uzurpatori, îi știam toate felurile. Bă, dar chiar așa de proști, totuși nu. Încât să-și aducă tot ce e în căsoiul ăla din Zambaccian și tot ce e în celelalte 15 viloaie din China. Nu, tata, au mai adus și din alte țări, te s-a dat Madame de Gaulle, ci că ea a cheltuit 35.000 de euro, săraca, știți că e grav bolnavă, dar numai din momentul în care a fost prima oară chemată la audier. Până atunci a fost ca o căprioară în luminiș de zveltă, fică de nomenclaturist, și tocmai asta spune că a adus din China tot ce trebuia, în valoare de 35.000 de dolari, de exemplu, doar medicamente. Adică de asta naturiste care să-i facă să trăiască pe ea 200 de ani și pe Adelu 100. Da? He, trebuie și eu 100 de ani după aia să-i numere averea. De asta femeia pentru ce e la casa omului. Bă, incredibilă. Fata lui Angelo Miculescu, ăsta a fost ambasador în China populară și sigur i-au strâns orice. Bă, când ești zgârcit, când ești scroc, nu contează, tăticule, asta să știți că e la oamenii obișnuiți. Mai am 3 țigări în pachet, îl arunc. Mai am atâta suc în sticlă,
Arunc. E banana un pic teșită, o arunc. Mi-am făcut o supă de plică, am mirosit-o un pic, mi se părea rânce, dar am aruncat-o. Am făcut niște paste, au mai rămas atâta pe pungă, nu mai iese în proporție, le-am aruncat și pe... Nu, tată, la ei nu e așa. Ăștia strângeau și piunezele. Ăștia strângeau orice. Deci dacă lua Madame Năstase din China, să zicem, un vagon de piramidoane și cădea unul pe jos, e s-a plecat după el și lua și pe ăla. Sunt cum să credeți că... Așa spunea. Știu, toți proștii fac la fel. Costă bani. Costă bani, dar de ce să nu-l iau? De ce să-l iau altul? Că am muncit pentru el. N-ați muncit pentru nimic, mă. În goată vă spun. Nu asta e munca. Bă, măcar atâta umor să aveți și voi, mă. Să veniți cu pita mai China aia în brațe de acolo, că mergea și o caricatură în ziarele astea de satiră și umor. Au cărat China după ei, practic. Au adus în România tot ce s-a putut. Pentru ei nu conta. Sigur că unele erau de prost gust. Le vindeau. Le dădeau mai departe. Au și ei rude. Îi spunea, Adelu poate nu mastica așa de repede. Nu-i mișca rotița aia în creier chiar așa de repede. Însă lui Madame, da. Și când zicea Adelu, să nu mai luăm și asta. E, cum să nu? Păi, dar nu ne ducem la ziua lor de naștere? Păi, și ce vrei să le dau? Hai că le dăm și noi, reascurile astea. Ai dreptate. Hai că ne mai ducem și la ea. Și au făcut aia acasă lângă noi, lângă cornul. Ce vrei să le dau? Trebuie să le dau ceva, cum să se uite urât la noi. Și urât la tine, că uite, ești dita mai politicianul. Te duci numai cu mâna goală la ei. Hai să le dăm și noi, nuielele astea din plastic sau ceva. Ei aduceau atenție, că am citit acolo în acea carte, aduceau flori de plastic din China. Au adus vaza pentru florile de plastic din China, acești oameni. Și acum vine Duduia asta să-mi spună că nu, este grav. Băi, ești bolnavă de la prostie, mă. Păi te cred și eu că nebunești. Cum să nu te îmbolnăvești, mă, când te uiți ce ai adus de acolo, mă? Cum să aduci, mă, gladiole vegetale, gladiole din plastic, gladiole din carne, din năut, din carne tocată, mă, din orice. Da, în China se face orice, tată. Te duci pe stradă, vezi o chestie și zici, o fi adevărat aia? Da, zice vânzătorul, e adevărat. E din piele de crocodil, este o șuncă de struț din piele de crocodil. Așa e la ei. Am găsit un pantof care e făcut din plasturele, nu știu care, dar se poate mânca, să știți. Și ți arată el, vânzătorul, cum se mănâncă la. Lua Adelușa aia. Și uite, asta-i dau lui Iliescu. Poate mănâncă și stă în gât. Dar au adus orice. Și încă o dată vă spun, flori de plastic aduse din China. Venite cu vapor, venite cu avioanele cargo, venite cu orice, nu contează. Bă, să fie. Ăsta este românul. Ăsta este cretinul. Da? Nu contează să aibă el cât mai mult, dar de ce să lase acolo dacă poate să aducă? E așa, această mentalitate de strângători, de hamster o aveau, că altfel n-ajungeau, bă, la să-și facă o împărăție. Ei sunt doi clowni, s-au văzut în cap amândoi într-un WC public și și-au făcut 15 vile, bă. Din ce, mă? Și-au lăsat țara așa cum au lăsat-o. Nu i-a interesat, tată. Și astăzi tot el era închiunos, mă. Păi, Adelule, uite că-ți urez și eu ceva, mă, tată. Dacă tot a venit momentul. Să-ți dea și ție ăla de sus exact ceea ce știm cu toții că îți va da. Da? Sigur, vorbim de lumea cealaltă, că o să știi că o să te căutăm și pe lumea cealaltă. Da? Să nu cumva să crezi tu vreodată, neam de neamul tău, atât cât vom trăi noi, de exemplu, că vei scăpa vreodată. De amabilități, de urări, da? De tot felul de solfegii dintre astea, că știu că ești un mare meloman. Da? O să-ți dăm cu tablourile alea în cap, sigur, așa cum putem noi de pe aici, până când o albi de tot, până când o acri, de noi nu o să scapi. Așa, din când în când, câte o urare tot îți mai facem în numele țării. Bineînțeles că nu avem nimic personal. Ce dracu să avem? Nici nu puteam. Da? Că doar nu ne duceam noi pe la botezurile și pe la nunțile tale. Se duceau alții. Așa? Deci, ține minte chestiunea asta. Îți urăm exact ceea ce o să ți se dea pe lumea cealaltă, aia să ai. Și dacă se mai poate câteva luni cu executare să mai scrii și tu un românel ceva, ai văzut, s-a dat Goncourt astăzi, Adelule. Fac pariu că habar n-ai. Erai ocupat, da? A câștigat unul Le Maître. Dacă te interesează, că știu că ești mare cititor de francezi de ăștia de care nici tu n-ai auzit, dar dă bine astăzi să mai pui mâna pe câte o cărticică de asta, să te lauzi după aia pe la câte un interviu, că tu l-ai citit pe Le Maître. Ha, uite că a câștigat Goncourt astăzi, da? Și unul moi a luat premiul Renaudot. Da, să te interesezi și de chestiunea respectivă. Că tot mi-a venit în minte, haideți că dacă tot facem cultură, avem revista Tango. E pe prima pagină, da, într-adevăr,
se impunea Smaranda Vornicu, de la Tudor Vornicu la infinit. Ce frumos! Bun, mare a fost și Tudor Vornicu, într-adevăr. O mie de feluri de dragoste, scrie Alice Năstase, superbă și poza doamna Alice, minunată. Cred că titlul ăsta încă nu l-ați dat niciodată. E mare lucru că ați mai găsit un titlu cu dragoste pe care n-ați apucat până acum să îl scrieți niciodată. Mie mi-a plăcut însă interviul cu prietenul nostru, colegul nostru, Cătălin Prisăcariu, un interviu fluviu. Trag nădejde că viitorul României va fi matriarhal, dacă vă cade prin mână revista Tango. Câteva vorbe interesante. Prisăcariu, dacă are puțin timp, își poate expune ideile și mi-a plăcut asta. Televizorul e un fast food al presei, spune el, repede, ieftin și cel puțin aparent sățios. Depinde numai de tine ăla sau aia care ieși pe sticlă să nu pui numai chimicale în produsul de fast food. Mi se pare de că o definiție corectă a televizorului și a televiziunii este presa fast food a vremurilor noastre, așa e, repede, ieftin și aparent sățios. E, sigur, noi am fost învățați cu televiziunea ieftină în alte părți să face televiziune pe bani mai mulți. Îmi pare rău că în revista Viva ne-a urățit-o pe Alexandra Stan. Superbă, Alexandra Stan este o oarecare. Nici n-am fi recunoscut-o dacă nu citeam aici în dedesubtul paginii. Cred că i-au dat cu ceva în cap. Deși săraca primise destule, să nu cadă lumina prostă să spună că noi am dezavantajat-o. Nu, dimpotrivă, noi am susținut-o. Uitați cum arată Alexandra Stan. Înainte de a lua bătaia aia sură cu moartea, era una dintre cele mai frumoase femei din România. Divă e cam puțin spus în cazul ei. Divă a fost și este poate Catherine Deneuve. Da? Divă este, să zicem, Brigitte Bardot. Sau a fost, doamne ferește, mai zicem că e divă astăzi. Nu Alexandra Stan. Alexandra Stan este un star, ceva mult peste noțiunile astea obișnuite pe care le adresăm noi marilor prezențe feminine ale planetei. În Diwan nu avem mai nimic. Avem, probabil că este din ciocolată această rochie, nu știu, e în stilul Iuliei Albu. Habar la, nu mă pricep la prostii de genul ăsta, cam așa. Din ce în ce mai obraznic, am citit undeva să spunea despre Iulia Albu, femeia aia care se plimba la un moment dat cu găina pe stradă, dar să știți că avem o veste bună și pentru ea și pentru cei care obișnuiesc să mănânce numai supă de găină. Este o informație, aș fi început cu ea dacă nu erau mitocanii ăștia de la Antena 3 și trebuia să ne revoltăm împotriva imposturilor. La Curtea de Argeș s-a inventat un produs, de data asta femeiul nu are niciun amestec, 100% românesc, este vorba despre jumulitorul de găini. Este un aparat, cam ca ăla care va fi plimbat prin școli ca să ne arate cum e cu cutremurul. Aia era o mașinărie, este un aparat. Eu mi-l imaginez așa ca un prăjitor de pâine gigantic, în care intră 2 sau 3 găini odată, 6 prepelițe, un struț, un cangur, mă rog, și cangurul e pasăre până la un punct, da? O mierlă, da, 2 sturzi, 2 bătlani, depinde cât vrei, un pelican, nu contează, aici intră și animale și păsări pe cale de dispariție. Fraților, acest aparat pentru casnice, 450 de euro, ăla destinat jupuirii sau jumulirii găinilor, și 500 de euro cel pentru prepelițe. Știți cum se face? Cred că se bagă în priză, n-am citit să fie pe bază de baterie, băgați în priză, luați găina, îi spuneți rugăciunea și o aruncați direct, cum ați spune, pâinea la prăjit, să intre un pic acolo, să vedeți un pic că se chinuie. Dar el trebuie să aibă la un moment dat niște palete de astea infernale, ca o turbină, de-a, ca o centrală atomoelectrică, ca o hidrocentrală mai degrabă, ca asta o avem în minte, cu toții știm poza lui Ceaușescu și hidrocentrala de la porțile de fier, astea le avem în cap, da? Ei bine, arunci găina acolo și cică în, cât? 2 minute? Da. În 2 minute este complet jumulită. Există și un proces, dacă apăsați pe un alt buton, aveți instrucțiunile acolo în maghiară, în finlandeză, în sârbă, în croată, în tadjică și în ucraineană. În românește nu există, dar se pune o etichetă.
De obicei, eticheta se pune peste trei limbi, așa e lipită totdeauna, să staie, îți staie tajica, greaca și ucraineana. Alea ți le taie și pune eticheta în românește, deci nu mai vezi în limbile alea. Și acolo îți spune exact pe ce butoane să apeși, că poți să și opărești găina. Asta conform normelor UE, să nu o jumulești de vie, o opărești. Adică îi dă pe ea un lichid, nu mai simte nimic și după aia toate penele se duc. Deci 50 de secunde este procedura de opărire, 2 minute să își piardă toate penele și după aia puteți uita, faceți ce vreți cu ea. La prepeliță durează și mai puțin, atenție să nu încurcați, să nu băgați în același timp și găină și prepeliță. Există, bineînțeles, variantele pentru senatori, adică să încapă și un pelican, există variantele pentru deputați, să încapă vreo 25 de mierle, pentru vânători, de asemenea tot cu astfel de păsăret, fazanii, așa mai departe. Și există și varianta prezidențială pentru ăla de doarme la ora asta, pentru struț. Adică să intre direct struțul să-l opăcească acolo. Fac un apel, bineînțeles, pe această cale pentru iubitorii de păsări sau de păsărici în coată, să intervină dacă se mai poate, pentru că nu vreau, fraților, că astăzi este luni, da? Nu vreau ca maximum pe joi, că marți și miercuri e Champions League, nu o să dea niciun anunț robul. Pe joi, că nu-l interesează pandurii, joi ne va intervieva sau ne va interpela robul și va spune că a găsit aparatul de jumulit ciori. Da? Nu vreau să se ajungă până acolo. Așadar, încă un apel dramatic, fraților. Uitați-vă în ochii păsării, da? Uitați-vă în ochii unei păsări, cum v-ați uitat de fiecare dată, luați o cioară, lipiți-o de un perete, faceți ceva și uitați-vă bine în ochii ei să vedeți dacă merită așa ceva. Nu vreau să ajungem cu penele de cioară în aparatele de prăjit pâine sau cine știe, de prăjit cartofi, cine știe ce s-o mai inventa, pentru că ăsta este doar începutul. Și este un moment dramatic, pentru că de aici înainte se va accelera această prăjeală de pene de păsări și noi nu vrem să fim martorii acestei depăsărizări a României. Da? Avem destule păsări în conducere, sunt destule buvnizi, destul ciocănitori, destui cuci pe acolo. Să trăiești 6:30, n-avem cum să uităm, sunt destule păsări. Nu vreau să se ajungă și cu ciorile, nu de alta, dar știți că la cior se interpretează. Și n-am chef iarăși cu pene, iarăși Uniunea Europeană, iarăși Madame Merkel, bă, da? Deci, robule, te rog, așteaptă-ne măcar până la Nadia Ciurlin, da? Măcar până vineri mai așteaptă-ne, dacă mai apucă Nadia Ciurlin să mai facă o emisiune vineri, noi sperăm să nu mai facă, dar dacă o face și vinerea viitoare, probabil pe baza asta va fi, că dacă află până atunci că va fi și aparatul de pumlat sau de piplat ciori, da? Ca să traduc direct din franceză, cu asta va face emisiunea. Și nu vreau iară să vină Condurățeanu, că și ăla e specialist în ciori, dar iarăși telefon Dan Diaconescu, e și păcat să-l întreb pe Dan Diaconescu despre ciori. Iar o să ne spună cum se ducea el cu tucă să ia pachetul de la locomotivă la 6 dimineața și cum zburau ciorile prin gara de nord. Bă, deci nu mă interesează. Da? Vreau să acționăm din timp, da? Ăștia ONG-urile astea să intervină, măcar să oprim acest măcel. Ai, că de găină am înțeles. Prepelițe, da. Bă, da, să nu ajungem chiar acolo încât toată Europa să ne arate cu degetul, să ne spună, văd deja titlurile alea bombastice peste tot, că vedeți că noi primim ziare străine, de asta mie. Și ajung să citesc ciorile maltratate în România, ciorile urcate pe garduri, ciorile băgate în aparatele de prăjit pâine, cruzii de români, după ce că n-au fost frontierele Schengen, nu știu ce. Haideți să evităm această nenorocire, pentru că cu toții vom da socoteală și va fi mare problemă. Mai avem până la pauză, un minut până la pauza publicitară. Pot să vă mai arăt niște ziare care apar mâine. De exemplu, un semifinalist la MasterChef s-a cuplat cu o concurentă de la Top Chef. E, iată, asta este dragoste adevărată. Asta e ca aia dintre Simona Halep și Horia Tecău. Ei nu sunt cuplați, dar ar fi putut să fie. E bine, iată-i pe ăștia doi, se potrivesc perfect, da? Cât să le dau? Maximum 6 luni. Dragoste secretă între bucătarii de la televizor. Foarte frumos titlu, despre asta o să ne mai amintim multă vreme. Și ce vreau să vă mai arăt, odată e ca niciodată, nu ne interesează ziarul unde apare, uitați-vă chipul ăsta care a salvat totuși
transporturile. Zici că e o mare actriță de la Hollywood? Ei bine, nu. Este Măneasca. Uitați-vă ce privire profundă. Noi care râdeam pe aici și Robert Turcescu și ăștia, râdeau de ea. Uite, cum să faci, mă, transporturi cu asemenea privire? Asta este de minimum de Bollywood. Pe o asemenea frumusețe în India. Sigur, îi pictau acolo, îi puneau un punctulețul ăla pe frunte și era iubita tuturor urmașilor lui Raj Kapoor. Uitați-vă puțin la ea, minunată, tată. Să joace asta pe Bollywood TV, da. Ea să ține de cuvânt deocamdată și a dat în cap lui Pascariu. Ne întoarcem după publicitate, vorba lui Turcescu, că n-am cum să uit asta foarte rapid. Cristina, de ziua îndrăgostiților, ai o șansă la armăsarul ăsta. Ce șansă armă, ce? Taci, mă, că încep, ce? Încep. De sărbători, împodobește-ți casa cu parfumurile noilor lumânări multicolore de la Airwick. Parfumuri gurmande de mere roșii coapte sau mandarine cu scorțișoare și anason. Te bucuri și mai mult de sărbători când simți parfumul lor acasă. Descoperă colecția de iarnă de la Airwick. Când am dureri articulare sau musculare, folosesc Diclac Gel, care combate eficient durerea cu cea mai puternică concentrație de substanță activă. Diclac Gel. Mai puternic decât durerea. Stilul meu? Lejer și mereu în mișcare. Secretul meu? Noul VelaFlex. Picăturile cu 30% mai mici, pătrund profund, oferind fixarea flexibilă numărul 1 de la Vela. Sunt eu însă cu cele 3 semne ale stilului natural flexibil. Noul VelaFlex. O coafură frumoasă începe cu o culoare vie, cu aspect sănătos și strălucire incredibilă. Încearcă și tu Velaton. Vela, marca numărul 1 în saloanele din Europa. Vrei curățenie igienică și prospețime fără coșuleți? Există un mod mai ușor. Noul Bref Duostic, singurul odorizant Benz cu dublă acțiune la fiecare jet de apă. Partea albastră asigură curățenie igienică, iar partea roz oferă un parfum proaspăt minunat. Curățenie și prospețime la fiecare jet de apă. Noul Bref Duostic. Jambon, sarmale. Când mâncarea îți pică greu, încearcă Fiobilin. Cu Fiobilin mănânci bine, te simți bine. Fiobilin, pune bila leneșă la lucru. Poți face dintr-o oportunitate o poveste frumoasă, cu un împrumut simplu la momentul potrivit. Acum împrumutul Provident îți poate aduce prin tragere la sorți un premiu de 1500 de lei. Sună la 021-275-7575 sau trimite un SMS la 1805 și te sunăm noi. În caz de spitalizare sau diagnosticare cu o boală gravă, poți avea cheltuielile acoperite de AXA. Pentru ca tu și cei dragi să vă continuați viața în liniște, alege asigurarea de sănătate de la AXA. AXA Asigurări. Redefinim standardele. Acum poți transfera bani prin MoneyGram în orice magazin Orange. Poți trimite și primi euro sau lei ușor și sigur în România și în întreaga lume. MoneyGram. Te aduce mai aproape. În fiecare zi trebuie să lupți contra depunerilor de murdărie și calcar. Unde le vezi, le cureți, unde nu, înfrunți consecințele. După fiecare spălare se adună depuneri de calcar și murdărie. Calgon 2-in-1 previne formarea depunerilor de calcar și ajută la îndepărtarea murdăriei. O mașină curată spală mai bine. Calgon 2-in-1, unicul recomandat. Cum vine chestia asta 200 de mega? Un hamster leopard. Hă? Un hamster pe un leopard care îi dă bice ca să alerge mai repede leopardul. UPC lansează acum internetul de 200 de mega prin cea mai rapidă rețea națională. Ia cel mai rapid internet Fiber Power cu Wi-Fi gratuit, cel mai multe canale digitale și HD și minute nelimitate în rețea. Acum începând de la 59 de lei. Mil potent. Pune trântorul la treabă. Vino acum la UPC, ai dublul vitezei de internet și instalare gratuită maximum 3 zile. Chiar dacă nu ești Horia Brânciu. Tovarășii lui Harap Alb erau mereu puși pe harță. Dar cu oferta de poveste de la creditul divers BCR, Harap Alb îi împăcă pe toți. Și încălzi inima prințesei. Împreună schimbăm povestea. BCR. Mai bine, pentru că putem.
Troxevazin gel și capsule au grijă de sănătatea și aspectul picioarelor tale. Troxevazin. Oferă-ți tratamentul de care ai nevoie. Pentru tine de la Actavis. Ești răcit sau ai gripă? Nasul înfundat și durerile de cap îți creează neplăceri? Aliază-te cu TeraPlus Sinus pentru a elibera sinusurile și a ameliora durerile de cap cauzate de răceală și gripă. Când o să fiu mare, vreau să mă fac mare. Dimineața apasă pe un buton și fuguța face multe bunătăți la micul dejun. Cu brânza topită Hochland, totul merge ca uz și una, două, fiecare are semișul lui preferat. Mami e de nota 10. Cu brânza topită Hochland ai un mic dejun variat, rapid preparat. Hochland, bucuria gustului. Pentru a demonstra că Ambipur elimină mirosurile neplăcute, am dat o petrecere. În ziua următoare, am pulverizat Ambipur Freshel, care nu acoperă, ci elimină mirosurile neplăcute, și am invitat oameni obișnuiți. În jurul meu sunt numai flori. Ambipur chiar funcționează. Impresionant! Ambipur Freshel elimină definitiv mirosurile neplăcute. Ești pregătit? Sărută pe cineva total necunoscut. Urcă-te pe scenă. Mergi după bere. Alege gemenele. Lipește-te, bronzează-te, rade-te, depilează-te. Atât de multe opțiuni. Acum e rândul tău. Tuborg. Open for more. Mașina se spală singură? Nu, așa e curată. Asta miros urât. În mașina ta se pot acumula reziduuri și bacterii ce cauzează mirosuri neplăcute și pun în pericol igiena. Încearcă noul Veniș dezinfectant pentru mașina de spălat. Acționează la exterior, în interior, chiar și în zonele ascunse. Omoară 99,9% dintre bacterii și ajută la îndepărtarea reziduurilor. Noul Veniș dezinfectează mașina pentru rezultate uimitoare în spălarea rufelor. Fraților, pachetul istorie. Astăzi avem atlasul istoric ilustrat al României. Se vede bine. E lila sau e mov? Aici avem atlasul istoric ilustrat al lumii și în două volume mare istorie ilustrată a României. Primul volum, de la origini până la Iancu de Hunedoara, și volumul al doilea, de la Mihai Viteazul la Uniunea Europeană. Toate aceste patru volume, la prețul de 99,7 lei, pot fi comandate simplu trimițând un SMS cu textul litera scris cu majuscule la 1800, tarif normal, după care veți fi contactat de operator, plata ramburs la primirea coletului. Un incident interesant la sala Palatului, aici lângă noi, acum câteva zile. Toto Cutugno, ieri s-a întâmplat, așa e că ieri ieșeau ăștia valuri de pe așa, Toto Cutugno a ținut un concert, iar traducătoarea a fost Ramona Bădescu, o actriță, să spunem, de origine română, ea italiancă fiind, așa. Ei bine, fata habar n-avea să traducă. La un moment dat a spus Toto Cutugno: când am compus acest cântec, m-am gândit la toate prostituatele din Italia, la oamenii fără casă, bla bla. Ea a tradus prostituta în loc de prostituată. Au început ea să râdă prin sală. Zeci de greșeli ar fi făcut, până când s-a enervat Toto Cutugno și a zis: bă, dar tu ce faci, mă, fă aici, ce... Ramona Bădescu, știți, a și candidat în Italia la un moment dat, după ce s-a despărțit de baron, voia să devină primar în Roma. Ar fi avut Dan Diaconescu nu numai televiziune la Roma, dar cred că și palat, dacă ieșea Ramona Bădescu. Din fericire, nu s-a întâmplat. Pe mâine seară, după Robert Turcescu.